Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt o tortă în formă de inimă. E că așa arată ea. Deja am pus-o în cutie, da? Așa un decor simplu, dar foarte drăguț pentru persoana iubită să o alintați în ziua îndrăgostiților. Este super, este o rețetă foarte, foarte ușoară, merită de încercat. Oricine n-ar încerca-o, a să vă primească așa tortă frumoasă. Deci, dați să începem să pregătim tortul acesta. Așa, deci, pentru asta vom avea nevoie de 120 de grame de făină, o cutie de lapte condensat, 100 de grame de unt, 2 ouă, 2 pliculețe de zahăr vanilat și un pliculeț de praf de copt, 10 grame și asta 20 de grame. Și deja vom avea nevoie de o formă în formă de inimă. La mine este de carton, dar de carton care se poate de copt în cuptor, da? Fiindcă dacă am decis să facem un tortuleț, o prăjitură în formă de inimă, ne trebuiește și forma în inimă. Blatul va fi, cum v-am mai spus de la început, de la prăjitura Gura Lumii. Așa, deci dați să începem. Așa, luăm un bol, adăugăm ouăle. Așa. La ouă adăugăm puțină sare. Puțină. Așa. Și batem în jur de 3-5 minute. Adăugăm zahărul vanilat. Și batem mai departe. Acum adăugăm laptele condensat. Și iară batem. Adăugăm făină în sită și adăugăm și praful de copt. Și cernem câte o leacă și încorporăm tot cu mixerul așa. Așa, aici am topit untul și îl adăugăm. Și încorporăm. Așa, turnăm un pic de ulei pe tava noastră, un picuț și o ungem. E cam nu trebuie unsă, dar mai bine o ungem. Pentru că are unt în aluat și nu se mai lipește, dar eu întotdeauna mai bine o ung. Așa, în cât timp ne-am ocupat de aluatul nostru, cuptorul, l-am pus să încălzească la 160 de grade. Așa, turnăm aluatul nostru în tavă. Așa, punem tava în altă tavă, pentru că dacă e de carton, când o ridicăm, să nu se... Așa. Și o punem. O coacem în jur de 30-35 de minute, ne uităm după ea ca să nu se ardă. Așa, deci, dragilor, am scos biscuitul. La mine lumina așa e de aiurea, că sincer vă spun, parcă e ars, dar nu e ars. Nu e ars chiar deloc, numai că lumina e între aiurea. A lăsăm să se răcească complet. Așa cum este. El îl pun așa deoparte și îl lăs. După asta, vă arăt ce facem mai departe. Așa, a venit vremea să tăiem și inimioara noastră. Trecem așa prin la jumate, da? Așa. Cu cuțitul să fie aproximativ toată la jumate. Așa. Așa. Acum luăm ața. Așa. Așa. Și o tragem. E ca așa. Se vede, cred că. E ca așa, gata. Am tăiet.
Acum vă arăt. Cred că se vadă. Iacă. S-a primit două inimioare. Așa. Mai departe. Așa, deci pentru cremă folosim. Eu am folosit o cutie de alune, de pastă de alune și o cutie de pastă de biscuiți. Da, să vede. Și aici am o cutie de lapte condensat, de asta caramel, da, deja, uitați-vă, ca caramela. Așa. Dați să punem în sacoș, aici am săculeț, punem și începem să punem crema pe blatul nostru. Prima adăugăm caramela. Și o întindem pe toată suprafața. Așa, am întins toată asta, caramela. Așa, am pus cremă de aceasta în asta și mergem așa. Așa, acum luăm foaia aslantă, a doua, și o punem deasupra, la aceasta. Apăsăm puțin. Așa. Așa, îndreptăm puțin. Așa, îl dăm la frigider acum și ne ocupăm de glazură. Așa, pentru glazură avem nevoie de 4 ciocolate albe, de gel roșu comestibil și de puțină frișcă lichidă. Așa, deci adăugăm într-un bol ca să topim ciocolata la microunde, ia ca așa. Așa, am pus aici. Acum turnăm deasupra undeva 100 de grame, 100 de mililitri de frișcă. O punem câte 20 de secunde la microundă și ne uităm după ea. Așa, s-a topit ciocolata, da? Se vede că s-a topit. Acum adăugăm culoare. Ați văzut că nu ești atent, îți cade totul în asta. Așa. Așa, nu e roșu aprins, dar e așa un fel de rozov. E ca așa culoare s-a primit. Așa. Acum o lăsăm deoparte și să se răcească puțin, că încă este călduță. Se răcește puțin și o turnăm peste prăjitura noastră. Așa. Acum turnăm ciocolata peste tortul nostru.
îl lăsăm să curgă toată să curgă toată ciocolata. După asta îl punem în frigider. Așa, pentru decor, pe margine, am așa inimioare din zahăr, diferite culori, da? Adică roșii, albi și rozovi. Și le voi pune, pentru că când a să întărească ciocolata, să întărească și ele. Așa, pe margine, da? E ca așa arată. Aici am puțină ciocolată albă. Așa. Voi face o gaură. Așa. Și pe jumate voi decora. Așa, jumate am decorat-o, așa o lăsăm așa, dar aici vom scrie ceva. E că așa-i. Așa, aici vom scrie ceva și acum merge la frigider să întărească ciocolata, după asta vom scrie. Așa, dragii mei, aici am scris te iubesc enorm, da? E că torta noastră, am pus-o deja în cutie. Încercați-o și voi, este o rețetă foarte rapidă, dar foarte gustoasă. Dar un cadou așa pentru persoana iubită, eu cred că merită să încercați, fiindcă se face foarte, foarte ușor. Eu, dacă vă spun că se face ușor, înseamnă că se face ușor. Așa că, vă doresc numai bine, abonați-vă la canalul meu și ne revedem în alte noi rețete. Pa, pa!